fost un personaj foarte important atunci când mama ta, nemai având unde să fugă din calea lui Mihai, s-a adăpostit la tine în casă. Povestește-ne, te rog, ce știi tu despre relația celor doi și cum se purta Mihai cu mama ta? Ce știu eu despre relația celor doi este că era o relație foarte rea. Nu le mergea bine deloc împreună, iar dânsul se purta foarte rău cu mama mea și cu mine la fel. Iar cu mama, când se purta urât, eu nu puteam interveni în niciun fel de soluție. Da, cum adică și cu tine la fel? Cum adică și cu tine la fel? Și cu mine se purta la fel, pentru că exact cum se purta cu mama și îi vorbea urât, îmi vorbea și mie urât și eu luam chiar și bătaie de la el, și bătaie cruntă, nu o palmă două, iar mama în tot ce zice spune adevărul și are dreptate. Alexandra, tu ai doi copii. Știu că ai un copil de 1 an și 4 luni și încă un copil de 9 luni. Deci tu ești... Nu. Am o fetiță care face 2 ani în ianuarie. A, 2 ani? Am băiețelul care a făcut o lună, pe data de 6. Înseamnă că au greșit colegii mei când m-au informat. Eu mă gândeam acum la calcul, că nu-mi ieșea acum, îmi dau seama, nici nu aveai cum să-i faci la diferența asta atât de mică. În orice caz, ai niște copii foarte mici și e clar că ai o grămadă de griji tu. Ai încercat să o adăpostești pe mama ta și pe fratele tău și pe sora ta mai mică la tine, până n-ai mai putut să-i mai ții pe toți. Dar, Mihai, Alexandra, o tânără de 20 de ani, o tânără mămică, n-a făcut decât să-și apere, să-și protejeze mama. În ce sens? Ai bătut-o și pe ea? Da, am dat în ea. Deci, la problema când era copilă, nu se ducea la școală. Deci era la liceu. Cu țigara o trimiteam la școală, nu mergea la școală. După o bucată de timp, cu un vagabond care era cu fura mașini, spărgea mașini, s-o cupla cu ăla, o fugit cu ăla, ăla o băgat, ăla furat, o spar mașini prin Petroșani, o ajuns pe la centru de minori la Deva, de acolo fugit, o fost închis, o dus ăla după ea, o fugit de acolo la centru de minori, am umblat să o caut, să o aduc pe calea aia bună, deci ca să meargă la școală, să-și continue școala, nu, o intrat în de vagabondeală. Da, stai puțin, Alexandra, ai făcut astfel de lucruri, ai fugit de acasă la 15 ani? De fugit, nu am fugit de acasă din cauza bătăilor ce le luam de la respectivul. Eu am anunțat-o pe mama separat de el, între patru ochi. I-am spus la mama, fii atentă în felul următor: dacă eu mai iau bătăi în halul ăsta de la el, eu te anunț să știi dinainte că am să plec de acasă, am să-mi iau câmpii, unde o să mă duc, am să văd doar eu cu ochii, pentru că eu nu suport să dea un bărbat în mine care nu mi-e tată. Asta te întreb, Mihai. Ea este fiica ta, nici măcar nu e fiica ta vitregă, pentru că tu nu ești căsătorit cu Mădălina, da? Deci este pur și simplu fata iubitei tale. Cu ce drept o loveai, de înțeleg că îi dădeai cu cureaua de piele până crăpa pe ea pielea? Asta-s minciun, că dacă era de dat cu cureaua de piele, mergea la poliție și erau vânătăi și deci nu m-a aberat. A fost o plângere depusă de fata de poliție? A fost depusă o plângere atunci, am împins-o pe scări. Că a fost la biserică, nu știu cum s-a dus la biserică, că se zicea să duce să spovedească, să împărtășească. Și eu când m-am dus... Am înțeles, doar ați împins-o pe scări, soția i-a spus cuțitul la gât. Mă lăsați un pic. Nu, astea sunt bagatele. Nu barabele, că deci eu... am împins-o pe scări. Da, ea, eu m-am dus după pâine. Cum ai împins-o pe scări și dacă ea cădea și murea? Ce făceai? Cum să cadă dacă am împins-o pe scări de la ușă? Cum de să câte cadă? Una scos-o și la are sora mea a dormit. Cum să cadă? Că... Așa e, aveți deci s-a dus, că s-au făcut minciuni, că nici are mâna, pomenit, mâna în gips, că s-a dus la spital să-și pui mâna în gips și pe urmă când a venit după 2 ore, a venit la spital cu mâna în gips, s-a apucat în fața blocului și juca tenis. Da, Mihai, tu pari foarte revoltat pe faptul că noi suntem supărați cumva și suntem înfiorați de faptul că tu pui cuțitul la gâtul unei femei. Adică ție se pare normal. Și pe care prinde o bate. M-ați înțeles foarte greșit. Păi unde greșit? Tu ai confirmat. Să își vadă de școală, de școală. Deci și important în viața asta este școala, ca să-și facă o meserie. Să-și facă o meserie. Da, așa face educație. Înainte de asta... Dar soției când i-a spus cuțitul la gât, de ce i-a spus? Soției când i-a pus cuțitul la gât, soția a fost soției copilului altceva, cu tot altceva. Da. Dar, soția e dreptul să-i cuțitul. Este problema. Doamna Mădălina aici de față. O venit...
Acum o domnești. A venit odată o femeie necunoscută la noi la ușă și a bătut la ușă și a zis în felul următor: veniți să vedeți cu fata că umblu cu unul cu mașina pe la garaje pe la noi. Pentru aia trebuia bătută. Cumva i-ai rupt coastele? Cumva i-ai rupt coastele fetei? Nu. Nu a fost nicio coastă ruptă, nimic. Nicio coastă ruptă niciodată după nicio bătaie. Nu a fost nicio coastă. Hai să vorbim acum cu mama ta, cu mama ta, Flavia. Da. Este la telefon Silvia Bălău. Bună seara, doamnă. Bună seara. Doamna Silvia, îmi pare nespus de rău că vă vedeți și fiica și nepoata în această situație. Îl vedeți și pe acest bărbat care recunoaște, dar își găsește și argumente pentru care a făcut toate lucrurile astea. Dumneavoastră, sigur, știți mai multe. Care este adevărul? Ce viață a avut fiica dumneavoastră cu acest bărbat? La început a fost binișor, să spun. În august să fac 10 ani de când le-am pus la dispoziție apartamentul cu 4 camere în Petroșan și nu au fost în stare să fie o familie unită. El a crezut că dacă a primit viza pentru 10 ani, este stăpân peste apartament și peste toată lumea. Dar ce, cum anume se purta cu fiica dumneavoastră din moment ce aceasta a trebuit să fugă de acasă, să-și lase copilul acolo, că nu mai putea sta în fața amenințărilor și bătăilor. Da, eu nu am locuit împreună cu ei. Au fost singuri în apartament. Dar el întotdeauna a făcut diferențe între copilul lui și copiii ei. Totdeauna îi se părea că el muncește pentru copiii ei și copilul lui este dat la o parte. Vă dați seama după cum vorbește și după cum se comportă cu niște oameni străini, ce fel de om este. Dar v-a spus vreodată, Flavia, Mădălina, v-a spus vreodată dumneavoastră că el a amenințat-o cu cuțitul la gât, că a violat-o, că o... Da, bineînțeles, da. O urmărea peste tot. Nu numai pe ea a amenințat-o. Și pe mine m-a amenințat, pe toate surorile, pe toți frații ei, că a zis că unde ne prinde, acolo ne taie pe toți. Dar dumneavoastră niciodată n-ați declarat la poliție lucrurile astea? Ba da, am fost și am declarat și eu. Și domnul agent mi-a spus: doamnă, dacă nu ai un avocat, nu ai bani să-ți plătești un avocat, nu faci nimic. Domnul agent, mă scuzați un pic, domnul agent, vă zis că dacă nu ai un avocat, de ce mințiți în halul ăsta? De câte ori când a fost plecată de acasă, am dus cu plasa de cumpărături la poartă, am dat la copii, am stat la poartă cu copiii, ai chemat poliția fără să fac scandal. De câte ori? De câte ori m-am întors cu plasa cu cumpărături înapoi? Auzi, e adevărat, Mihai, că ai intrat peste doamna în casă? Nu este adevărat. Că am intrat peste ea în casă, am intrat odată în casă când a fost plecată ea. Dar nu, m-a primit în casă, o deschis și ușa, m-a primit în casă. Ai intrat, ai îmbrâncit-o și ai luat fata. Și când am sunat la poliție, mi-am luat copilul de acolo. Să-ți dau 1,5 milioane ca să-mi dai fata înapoi, cu pretextul că a murit maică-ta. Și eu a doua zi am vorbit cu maică-ta la telefon. Și aia ți-a cerut bani pentru fată? Păi de ce mint? Am de ce să mint, pentru că Mihăiță au venit să o dea banii în Mihăiță, mașină. Tu unde erai? Tu erai în mașină la Mihăiță? Mihai, tu ai mințit că a murit mama ta ca să-ți dea ea 1,5 milioane? Nu. Am vrut să văd cum face, deci am pus un pretext. Tu încerci tot timpul, tu vrei să o ameninți să vezi. Da, am pus un pretext, Mihai, mai încet. Râzi tot timpul când toată lumea spune ce atrocități faci. Da. Țipi la toată lumea, te rog frumos. Da. Vorbește încet și nu le mai amenința. Păi, măcar aici. Care am amenințat dumneavoastră? Vă zici, doamna Mirela, iar țip la mine, acum țip la mine, Mihai. Mă lăsați, vă rog, doamna... Dacă mai țipi o dată... Mă lăsați, vă rog, un pic în pace. Fii atent ce spun. Mă lăsați, vă rog, un pic în pace. Mă supăr rău. Într-o zi, când era plecată la mama ei, a fost o discuție telefonică despre o soră de ei. Și i-am spus la telefon, zic, băi, tu ai ajuns... Exact, iau sora ei, bea înainte, făcea, eu murit un copil și așa. Și zic, dacă nu te luau hostel, cine știe ce fel de femeie erai și tu? Domnul m-am dus, Mihai, m-ascultați un pic. Nu mă interesează cu cine, cu Costel și pe cine ea. Noi ne-am adunat aici, am pretenția că 2, 4, 6 oameni maturi, adică vă includ în adunătura asta noastră, ca să discutăm niște aspecte pe care soția dumneavoastră încă, sau concubina sau fostă soție,
le-a ridicat. Le-a reclamat. Într-un fel de disperare generată de comportamentul dumneavoastră, recunoscut parțial și de dumneavoastră. Da. Înțelegeți ce spun? Da. Dumneavoastră, înțelegeți. Eu mărturisesc că sunteți primul om care recunoaște pe canapeaua asta cu o nonșalanță extraordinară că a pus cuțitul la gâtul soției, că a bătut fica vitregă, că a amenințat și așa mai departe. Dar nu ne interesează motivele pentru care ați făcut-o. Pentru că asta v-am zis și ieri pe emisiune. Păi motivele, nu ne interesează motivele. Lăsați-mă, mai am în 10 secunde, pun punct. Da. Dacă pute, eu am pretenția că puteți asculta încă 10 secunde, cred eu. Nu contează ce vă face aproape de dumneavoastră. Nu vă dă dreptul nimeni să loviți, să amenințați cu moartea, să puneți cuțitul la gât, să împingeți pe scări și așa mai departe. Mai bine vă dați dumneavoastră cu capul de un zid dacă vă enervează atât o de tare. Nu, de nu, asta e o soluție. Era o ironie. Nu aveți voie, domnul Mihai. Când cineva nu vă mai iubește și vrea pe altul, asta e. Dar stai să vedem, dumneavoastră sau tu, Mihai, ești convins că ea a avut alți bărbați? Eu sunt foarte convins. Ai probe? I-ai văzut? Nu, sunt probe, dar din auzite și... Păi și din auzite tu-ți bați femeia, da, doar din auzite? Stați un pic, n-am bătut-o din auzite, doamnă. Dar de ce ai auzit? Domnul Mihai, aveți impresia că dacă îi puneți cuțitul la gât, o să se întoarcă la dumneavoastră? Nu, eu am vrut să o sperii într-un anumit mod. Ați vrut să o speriați? Mă lăsați un pic. Dumneavoastră, nu, nu vă las. Nu, v-am lăsat până acum. Dumneavoastră văd că aveți o explicație pentru tot. A spus că dumneavoastră vorbiți despre niște lucruri absolut îngrozitoare. Trebuia să vă ia, eu nu știu, poliția aia din Petroșan doarme acolo. Trebuia să vă ia poliția de 20 de ori, numai ce am auzit până acum. Și dumneavoastră aveți explicații. Am auzit eu că nevastă mea umblă cu alții, am sărit cuțitul la gâtul ei. Am auzit eu că fata se duce pe la un garaj, i-am dat brânci pe scări. Dar nu tare. Vreau să ducă la școală. Ce mergea prea încet, de ce ați dat brânci pe scări? Dumneavoastră vă dați seama ce ați făcut? Păi, îmi dau asta seama ce am făcut, îmi dau seama deci că am greșit atunci. Deci îmi dau seama că am greșit, că nu trebuia să fac. Intenționat greșeala deci, este. Dar problema e...